Da, eu am declarat că voi candida pentru funcția de președinte a Republicii Moldova și tot timpul am făcut-o sincer în comparație cu alții. La noi, ce spuneau toate partidele în ultimii 30 de ani? Că trebuie să vadă decizia Consiliul Național Politic, alții spuneau că trebuie să adune Congresul, să întrebe permiterul. Eu am spus că sincer voi candida. De ce? Cetățenii Republicii Moldova au dreptul la o viață mai bună. Deci, astăzi, mai ales în situația de astăzi, toți cetățenii din Republica Moldova au nevoie de un candidat care va contribui la unificarea societății și prosperarea cetățenilor. Deoarece, ce avem noi astăzi? Avem pe dreapta candidatura doamnei Maia Sandu, pe care e deschis o susține Occidentul. Aici măcar avem o claritate. Și mai avem niște candidații, să-i spunem. Iarăși, vorbesc de dreapta. Pe stânga, astăzi nu se joacă deschis. Deci, cine n-ar fi desemnat candidatul unic din partea stângii, o să fie candidatul susținut de data asta, prima dată în istoria alegerilor Moldova, în secret de Federația Rusă, deoarece este război în Ucraina și ei cam tăți, o leacă vreau și ei prarosiști, știi cum, dă pe secret. Unii merg la Moscova, despre care vorbește în presă, alții merg despre care au mers și merg la Moscova în continuare, după care, despre care nu s-a discutat. Deci, pentru mine nu e important cine merge deschis la Moscova și cine secret. Pentru mine este important că astăzi, în 30 de ani, s-a demonstrat clar. Atâta timp cât un președinte de țară, mai ales un președinte de țară, nu mai vorbesc de partide politice, este ghidat sau controlat de cineva din exterior, în țară atât timpul e haos. Deoarece fiecare putere mare, fiecare continent e cu interesele lui. Înțelegeți? Și eu cred că cetățenii deja i-au văzut și fac proruși, și fac pro-europeni, și fac așa care se numesc pro-europeni. De asta pe mine astăzi eu consider că sunt unicul candidat pentru Moldova, care la sigur nu poate fi controlat de nimeni. Pentru mine e important că eu sunt sincer cu oamenii. Eu nu sunt icoană și nu pretind să fiu icoană. Pentru mine este important ca țara fiind divizată ca niciodată, să fie cel care să-i unească pe oameni.